Sashi Puki Jukshin Metok Tram Rira Blingshin Inde Sange Shingdu Mikte Ulwargi Drokun Namdak Shingla Chupar Shok Idam Guru Ratnamandala Kam Niriyatayami. Ok. Următoarele infracțiuni sunt împotriva dezvoltării răbdării. 17. Pierderea celor patru puncte ale practicii virtuții. Ce înseamnă asta? Acest lucru înseamnă că încălcarea se face într-unul dintre cele patru moduri. Le aveți, da? Primul mod este atunci când cineva țipă la noi sau ne reproșează și noi îi răspundem prin țipete sau reproș. Deci vă gândiți bine că dacă ați luat jurămintele, gata, s-a terminat cu toate chestiile astea. Shewa Lenge. Al doilea mod, cineva este supărat pe noi și reacționăm față de el furios. Troa Lenge. Al treilea mod, cineva ne lovește și noi îl lovim îndărât. Dekpa Lenge. Și al patrulea, cineva ne critică și îl criticăm înapoi. Mi se spune Sangdru Lenge. Deci ideea este să nu răspundem într-un mod similar. Dacă este o mustrare, lovitură, insultă, supărare sau critică, le primim și nu răspundem cu aceeași monedă. Un bodhisattva nu răspunde înapoi, ci pune capăt karmei. El își dezvoltă răbdarea, își dezvoltă înțelepciunea și își dă seama că ceea ce vine spre el este un rezultat al karmei și nu mai începe o altă samsară, nu mai învârte roata mai departe. Așa cum am spus într-una din lecții, atunci când țipăm la cineva îndărât, e ca și când gândiți-vă la rotițele unui ceas. Începem să învârtim o rotiță, da? Și rotița învârte alte rotițe și așa mai departe. Deci, samsara este formată din foarte multe rotițe. Deci, ca să ieșim din samsara, va trebui să oprim rotițele mai mici. Roata mare este formată din multe rotițe mici. A face asta, viața noastră se va schimba enorm. Aceste reguli sunt total contrare culturii noastre în care se spune ochi pentru ochi și întreaga lume este oarbă. Ce facem dacă viața noastră este în pericol? Răspunsul este: cum devine cineva să ne atace pe stradă? Singurul mod în care cineva ne atacă este pentru că am atacat pe alții în trecut, pentru că am lovit pe alții în trecut. Dacă lovim acum pe cineva îndărât, ne asigurăm că va veni altul. Pentru a înțelege logica tuturor legilor karmice, trebuie să înțelegem continuitatea conștiinței. Trebuie să înțelegem că atunci când viața noastră în acest corp se termină, conștiința noastră nu se termină, ea continuă. Și cum în această viață suferim uneori din motive pe care le-am semănat în viața anterioară sau în alte vieți, orice vom semăna acum, cu siguranță, vor da rod, ori acum, ori altă dată. Deci este nevoie de studiu. Avem cursul 4 care demonstrează continuitatea conștiinței. Trebuie să ne convingem că mintea va continua și după această viață. Și odată ce există convingerea, întrebarea dispare. Orice lucru dificil care ni se întâmplă, se întâmplă ca urmare a unui lucru similar pe care l-am făcut în trecut și poate că l-am făcut la o scară mai mică. Și trebuie să ajut. Scuzați-mă. Atunci când un bătrân este lovit pe stradă, va trebui să-l ajutăm, dar nu lovind înapoi.
cu excepția cazului în care suntem deja un bodhisattva care poate ridica conștiința răufăcătorului la un nivel mai înalt de existență. Ceea ce ajută de foarte multe ori în aceste cazuri este să vedem pe fiecare ca mama noastră. În cursul 1 s-a vorbit despre acest lucru. Deci, cel de pe stradă este mama noastră care se comportă violent sau mama noastră care este bătută. Trebuie să îl împiedicăm pe cel care și-a ieșit din fire și lovește, astfel încât să-l ajutăm să nu mai dea în celălalt. Și nimeni nu garantează că va fi ușor. Cu toate aceste situații de conflict în care trebuie să decidem între lucruri foarte dificile, sunt foarte rare. Nu există nicio justificare de a nu ne păstra jurământul și dacă îl păstrăm, nu vom mai fi puși în asemenea situații. Dalai Lama are tendința de a evita să răspundă la întrebarea ce va face într-o situație de conflict. El întotdeauna spune, îți voi spune că se va întâmpla. Dacă înțelegem cu adevărat karma, vom fi fericiți că această karma s-a terminat. Deci dacă cineva ne lovește pe stradă, vom spune slavă Domnului că m-a eliberat de această karma. S-a terminat. Trebuie să înțelegem că suntem unicii proprietari ai karmei noastre. Nu este nimeni altcineva. Oare trebuie reclamat pe cel care ne-a rănit? Este în funcție de cât de mult înțelegem că. În general, cel care îi dau pe alții în judecată, simt că dreptatea este de partea lor, nu-i așa? Și totuși, nu toată lumea câștigă procesul. Chiar și cei care presupun că au dreptate. Pentru că există câteva aspecte aici. În primul rând, hotărârea judecătorească pronunțată în urma unui proces, de multe ori nu are nicio legătură cu evenimentul în sine. Aceasta este o altă karma care rodește, deoarece există întotdeauna un decalaj de timp. Și în al doilea rând, când credem că suferința noastră este cauzată de cel care ne-a rănit, înseamnă că nu înțelegem karma. Suferința vine din faptul că noi înșine i-am rănit pe alții în trecut, iar făptașul este doar instrumentul prin care se întoarce karma asupra noastră. Acum când îl dăm în judecată, pornim o roată cu totul nou. Începem o samsara cu totul nou, care se va întoarce asupra noastră sub forma unei terțe persoane. Pentru a-l da în judecată pe făptaș, astfel încât să nu acumulăm karma negativă, va trebui să avem o mare compasiune. Să fim complet deschiși și iubitori față de el și cu adevărat facem asta spre binele lui. Iar aici călcăm pe un teren periculos, deoarece există foarte multe emoții în interiorul nostru. Sfatul care ni se dă în general este să evităm astfel de situații. Întrebarea este oare judecătorii și avocații acumulează în mod necesar karma negativă? Dacă este, răspunsul vi se dă, dacă este un judecător drept, el poate aduce multă binecuvântare oamenilor. De aceea trebuie să acționăm corect în funcție de jurăminte și atunci nu va mai exista nicio problemă. 18. A nu încerca să liniștim o persoană supărată. Să nu uităm că suntem la practica răbdării. Încălcarea acestui jurământ este să-l ignorăm pur și simplu pe cel care este supărat pe noi, să lăsăm să fie chinuit de mânia lui. Furia este o emoție dureroasă. Dacă întâlnim pe cineva care este chinuit de supărare, chiar și pe noi, în calitate de bodhisattva, va trebui să-l ajutăm cât putem mai bine. Uneori, încercarea noastră îl va enerva și mai mult. Așa că vom căuta să nu supărăm și mai mult. Dar, de exemplu, dacă am ofensat pe cineva și acum el este supărat pe noi, va trebui să-i cerem scuze, chiar și în cazul în care credem că nu l-am rănit, dar el se simte rănit. Nu contează. Va trebui să facem ceva pentru a-l calma. Să facem tot ceea ce credem că funcționează mai bine. Dacă evităm să facem asta pentru că dorim de fapt
ca acesta să continue să sufere, sau pentru că suntem prea mândri, sau pur și simplu suntem indolenți, atunci am comis infracțiune. Un bodhisattva nu ignoră pe nimeni care suferă în vreun fel, inclusiv dacă suferă de furie. Ce se întâmplă dacă o persoană este torturată de alte sentimente grele în afară de furie? Dacă ne abținem din a-i da ajutorul necesar, din considerente egoiste, din grijă față de noi înșine, atunci am încălcat jurământul. Rolul nostru este de a-l ajuta. Ce se întâmplă dacă ne este frică să nu fim răniți? Dar trebuie să verificăm. Dacă teama noastră este întemeiată că ne va răni, atunci va trebui să găsim un alt mod de a acționa. Poate trimitem un mesager. Oricum, trebuie să verificăm cât de întemeiată este această teamă. 19. A refuza să acceptăm scuzele cuiva din dorința de a-i face rău sau din reavoință. Acest jurământ se referă la situația în care cineva vine și ne cere scuze, iar datorită dorinței noastre de a-i face rău sau a unei reavoințe față de el, refuzăm să-i acceptăm scuze. În ceea ce privește motivația, este la fel ca a jurământului de bază, dacă vă aduceți aminte, a nu accepta scuzele altuia. Diferența este că această infracțiune se întâmplă chiar dacă toate cele patru lanțuri nu există. Pe scurt, ni se spune că trebuie să acceptăm scuzele, să renunțăm la mândrie și la resentimente și să ne îngrijim de cei supărați. Un bodhisattva renunță la aceste lucruri. El practică să renunțe cât mai repede la mândrie, la resentiment. Cu cât practicăm mai mult, cu atât vom renunța mai repede. 20. A permite gândurilor de furie să continue. Ne-am supărat pe cineva și ne întoarcem acasă și ne enervăm încă o dată pe el și încă o dată și încă o dată păstrăm resentiment. Nu ne oprim gândurile de furie, le alimentăm din ce în ce mai mult, simțim și simțim câtă dreptate avem. Atunci când ne vin astfel de gânduri, va trebui să ne spune: destul, destul cu asta. Mulțumesc foarte mult, plecați de aici. Chiar și o mică încercare de a rezista acestor gânduri de ranchiună este o karmă bună. Deci faptul că rezistăm în fața lor este o karmă bună. Iar puterea noastră de a rezista va crește. Situații de excepție. Revenim la jurământul 18, a nu încerca să liniștem o persoană supărată. Sunt situații când vrem să învățăm minte pe cineva. În acest caz, va trebui să ne asigurăm că suntem plini de compasiune și iubire față de persoana în cauză și ne aflăm în poziția în care noi îl învățăm pe el, pentru că dacă noi pentru că dacă el nu ne consideră ca fiind profesorul lui, atunci este puțin periculos. Da? A evita să le enervăm și mai mult pe cel supărat. Sunt situații când mergem să-i cerem scuze și el devine și mai furios, așa că nu dorim să facem asta. Uneori persoana se va simți foarte neplăcut cu scuzele noastre și în acest caz va trebui să găsim un alt mod de a acționa. Sau scuzele noastre nu-l ajută cu nimic pe cel supărat. Dacă credem că scuzele nu-l ajută cu nimic, atunci nu va trebui să-i cerem scuze. Jurământul 19, a refuza să acceptăm scuzele cuiva, când refuzăm, dacă facem asta pentru a-i da o lecție, atunci este permis. Sau dacă credem că scuzele lor nu sunt sincere, atunci nu le vom accepta. Dacă există îndoială în sinceritatea lor, dacă nu suntem siguri că ele nu sunt sincere, totuși ar trebui să tindem să-i acceptăm scuze. La urma urmei, noi nu avem încă pramana, nu putem citi mințile celuilalt, deci nu avem cum să știm dacă scuzele lui sunt sincere sau nu.
Toate aceste jurăminte sunt destinate persoanelor care nu au prana, pramana. Deci dacă ne îndoim, atunci ar trebui să, să acceptăm scuze. Antidotul, ceea ce ajută la stoparea gândurilor de supărare, este meditația asupra daunelor supărării pe care ni le descrie maestrul Shantideva în cursul, în seminarul Uciderea Supărării. Iam de gând ca următorul, deci următorul curs va fi cursul 8, după aceea vom avea seminarul de conștientizării asupra morții și dacă vom putea, eu știu dacă veți avea răbdarea necesară să facem și seminarul Uciderea Supărării, care se bazează pe versetele maestrului Shantideva. Acum vom merge. Infracțiuni împotriva perfecțiunii bucuriei efortului. Deci trecem la un alt set. Bucuria efortului, în general, este bucuria de a face bine. Aceasta este definiția efortului. Acest efort este bucuria de a face bine, de a face bine face. Și asta înseamnă entuziasm pentru practica spirituală, de exemplu, entuziasm pentru a-i ajuta pe ceilalți, entuziasm pentru a medita, a avea pasiunea de a face fapte bune și a nu le considera ca o povară sau ca ceva dificil. Doșo. A aduna un grup de elevi pentru plăcerea materială sau respect. De exemplu, o persoană care este plină de bucuria de a face bine, unul din lucrurile pe care le dorește să le facă este să predea altora. Predarea este o mare binefacere pentru oameni. Dar aici există un pericol. Există pericolul ca cineva să adune în jurul său un grup de elevi pentru că el urmărește să câștige onoare, admirație sau plăcere materială. Deci dacă cineva strânge în jurul lui, elev, de dragul onoarei sau de dragul plăcerilor materiale, încalcă jurământul pentru bucuria efortului. Dharma nu trebuie predată niciodată de dragul respectului sau a plăcerii materiale. 22. A nu încerca să depășim lene. Încălcarea jurământului se face atunci când nu încercăm să depășim stările de lene sau de inactivitate. Nu avem niciun chef să facem ceva pentru că acum vrem să vizionăm un film. Asta nu înseamnă că filmele nu trebuie văzute sau că nu ne este permis să ne odihnim puțin. Dacă a venit timpul de odihnă, ne odihnim. Și apoi revenim din nou la treburile noastre. Trebuie rezistat în fața sentimentelor de lenevie și letargie. De ce să rezistăm? Pentru că moartea va veni în orice moment. Unealta a Lordului Morții este să ne facă să ne gândim numai la noi înșine și asta ne omoară. 23. A petrece timpul pălăvrăgind sau făcând fapte inutile doar pentru distracție. Jurământul 23 se referă la petrecerea timpului în discuții fără rost, în activități inutile, pentru că așa ne place nouă. Aici ne referim la discuțiile de salon, de a petrece mult timp vorbind despre politică sau sport, despre crime, bârfe, ce nu este nimănui de folos sau să aducă vreo binecuvântare cuiva. Și odată cu asta ne-am pierdut și timpul nostru prețios. Uneori este necesar să petrecem timp adunând informații, ne petrecem mult timp ascultând știrile la TV, citind ziarul sau cu internetul. Dar dacă credem că ar trebui să fim la curent cu știrile, putem citi doar titlurile, mi se spune, este suficient. Un minut pe zi este suficient, nu avem nevoie de mai mult de atât. Iar aici meditația asupra morții pe care o să o facem după acest curs este foarte importantă. Ea ne ajută să realizăm profund faptul că timpul nostru este scurt și că trece într-o clipă și ar trebui să-l utilizăm la maximul pentru a progresa pe calea spirituală. Realizările spirituale sunt singurele lucruri
pe care le putem lua cu noi după moarte. Intrăm acum în categoria infracțiuni împotriva perfecțiunii meditației. 24. A nu depune efort în dezvoltarea concentrării meditative. 24 spune că nu depunem efort pentru a ne dezvolta concentrarea, de a ajunge la concentrarea pe un singur obiect. Ce vrem să spunem? Ne referim aici în principal la nepracticarea meditației în scopul de a ne dezvolta concentrarea meditativă. Desigur că pentru acest lucru trebuie să învățăm cum să practicăm. În acest caz, încălcarea se va întâmpla, de exemplu, atunci când cineva predă despre meditație, iar noi nu ne ducem la lecții din lene sau pentru a răni pe celălalt. Situație de excepție. Când suntem scutiți de a merge la astfel de lecții? Dacă credem că predarea este greșită, dacă suntem bolnavi sau suntem deja un maestru al meditației. Aici este vorba despre a învăța cum să medităm. Dacă dorim să învățăm cum să medităm bine, va trebui să ne adresăm lamei și să-i cerem îndrumări. Aici încălcarea este atunci când nu mergem la lama să-i cerem să ne îndrume cum să facem meditația cel mai bine. Și acest lucru îl facem datorită faptului că suntem leneși, ori avem vreo intenție răuvoitoare, ori suntem prea aroganți, ori medităm fără să fi primit îndrumările necesare. Pe scurt, în acest jurământ se pune accentul pe primirea îndrumărilor din partea lamei. Ceea ce nu este scris aici este faptul că există diferite căi de a dezvolta samadhi, de a dezvolta concentrarea pe un singur punct, iar dacă avem lama, este important să avem îndrumarea lamei. Este foarte important. Este de asemenea important și obiectul meditației. Iar obiectul de meditație îl primim de la lama. Deci dacă avem deja un lama, ar trebui să ne consultăm cu el întotdeauna. Cursul 3 ne învață cum să procedăm. Nu este tot ceea ce ar trebui să știți despre acest subiect. Sunt multe, multe lucruri de învățat și poate că va veni vremea să le învățați. Mai sunt și alte cursuri despre meditație. Deci ideea este de a veni cu dorința de a studia și nu de a rămâne pe loc, crezând că deja știm totul. De ce este important pentru un bodhisattva să-și dezvolte abilitatea meditativă? Pentru că un bodhisattva nu va putea percepe vacuitatea fără. Nu va putea ajunge la iluminare fără meditație. Și deci nici nu va putea ajuta ființe. Uneori, în stadii mai avansate, cel mai bun lucru pe care îl poate face este să meargă în deșert și să se izoleze. Retreat-ul este cel mai bun mod în care poate servi toate ființele. Și sunt perioade în care va trebui să meargă în retreat și sunt perioade în care va trebui să iasă în lume și să servească lumea. 25. A nu învăța să înlăturăm obstacolele din calea meditației. Numai puțin. Mă scuzați? Ok. Unde am rămas? 25. A nu învăța să înlăturăm obstacolele din calea meditației. Jurământul 25 face un pas înainte.
Iar aici comitem infracțiune atunci când nu depunem eforturi pentru a înlătura obstacolele din meditație. Fiecare care a început să mediteze puțin știe că odată ce a început să mediteze, apar obstacole. Când vom ajunge la Shine, Shine înseamnă meditația perfectă, obstacolele vor veni tot timpul, de aceea datoria unui bodhisattva este să folosească antidot pentru a elimina obstacolele. Trebuie studiate care sunt aceste obstacole și cum le rezolvăm, iar toate acestea sunt prezentate în cursul 3. Shine înseamnă concentrarea pe un singur punct în starea de Xinjiang. Xinjiang este starea de plăcere intensă. Tot în cursul 3 vi se prezintă lista de obstacole, chiar și nu numai lista de obstacole, dar și antidoturi. Dar există o listă a maestrului Nagarjuna. El ne oferă o listă ușor diferită de cea a cursului 3, iar în ea ne se prezintă 5 obstacole în calea meditației. Și dacă nu, și mai mult prezintă și dacă nu acționăm pentru a elimina, deci maestrul Nagarjuna prezintă cele 5 obstacole în calea meditației și dacă nu acționăm să le eliminăm, încălcăm jământul. Hai să vedem care sunt pe lista lui. În limba tibetană se spune Gyudang, Gyudang, Nusem, Muka, Dang, Nidang, Duladun, Duladun, Dang, Tetsom, Tedripa, Napo. Asta spune maestru Shantideva. Ok. Să văd. Primul obstacol. Primul obstacol este Gudang, Gudangyu. Gudangyu. Deci în acel text dinainte, da? Sunt prezentate toate cele cinci. Prim. Gudangyu. Gu înseamnă aici de fapt nu se în limba tibetană nu se spune gu, este scris go. Dar probabil că așa-l spun go. Cine o să învețe limba tibetană o să vadă. Câteodată, datorită faptului că Geshe mai l-a învățat în mănăstire și cum a vorbit și vorbește limba tibetană, probabil că s-a scris așa cum s-a vorbit atunci. Nu știu, n-am idee, pentru că este scris Go. Ok, nu contează. Gu înseamnă agitație, o minte care nu este liniștită sau o minte care sare dintr-un loc în altul, de la un subiect la altul, deci acesta e un aspect. Al doilea aspect al primului obstacol, Gyu este mintea care este dor de trecut sau este dor de ceva sau de cineva, este mintea care este preocupată de o pasiune trecută sau preocupată de viitor, își face planuri de viitor și se întâmplă. În meditație. Se întâmplă. Dintr-o dată nu mai sunteți cu obiectul de meditație și începe să vă gândiți la viitor, să vă faceți planuri. Deci acest tip de minte este un obstacol. Iar rădăcina acestei minți este otrava dorinței. Aici otrava este în contextul celor trei otrăvuri. Dorința, aversiunea și ignoranța, care sunt, după cum știm, primele principalele afecțiuni mentale din conștiința noastră. Al doilea obstacol este nu sem, este mintea care are o reavoință, are resentimente sau mânie față de cineva. Dacă ne păstrăm în inimă ranchiuna și mânia și stăm să medităm, aceste sentimente cu siguranță ne vor distruge retreat-ul. Putem fi obsedați de resentimente chiar și o lună întreagă.
În acest caz, va trebui să activăm antidot. Ca paranteză, am să vă spun înainte de a intra, cineva care intră în retreat trebuie să fie foarte, foarte atent când, și mai ales când pleacă pentru mult timp, să lase lucrurile închise. Da? Când, dacă au probleme nerezolvate, sentimentale, trebuie să le lase închise, pentru că altfel vă deranjează retreat. Al treilea obstacol este nimuc. Nimuc înseamnă somnolență sau moleșeală. Muc este minte, o minte obscură. Asta include moleșeala, somnolența, toate aceste lucruri. Al patrulea obstacol, care îl numește maestrul Nagarjuna, este dupa-la-dupa. Dupa-la-dupa înseamnă atracția spre obiectele simțurilor, față de alimente, sex, muzică sau orice altceva. Mintea fuge din meditație căutând plăcere. Și asta se întâmplă, asta se întâmplă. Am avut un coleg care a făcut așa un fel de stand-up cu noi, cu colegii, și s-a pus în poziție de meditație și a început. Ia să vedem ce am eu în frigider, ia că mă duc să descrii frigiderul și ce am să mănânc. Se întâmplă. Mai ales dacă ne e foame. De ce este un obstacol? Pentru că ne-am îndepărtat de subiectul meditației, nu mai suntem în meditație, ne tărăște spre lumea simțurilor, pe când meditația, de fapt, vrea să dorește să intrăm în profunzime, în interiorul nostru, în profunzimea noastră, în lumea noastră mentală. Al cincilea obstacol, tetso. Tetso. Este îndoiala. Stăm în meditație și apoi spunem, stai puțin, dar pentru ce meditezi? De ce să meditezi? Ce rost are? Da? Întrebări. De aceea venim la lecții ca să auzim aceste învățături, ca apoi să facem meditațiile analitice care urmăresc să ne elimine îndoielile, astfel încât să ne putem dezvolta concentrarea. În caz contrar, aceste îndoieli vor ucide concentrarea. Deci încălcarea jurământului 25 este să nu activăm antidotul atunci când apar aceste obstacole în meditație. Iar cursul 3 ne învață cum să medităm și cum și vom continua să vă oferim cursuri mai avansate. 26. A ne dezvolta atașamentul față de plăcerea care apare în meditație. Ei, aici am ajuns. Deja dacă am ajuns la plăcere, înseamnă că suntem foarte avansați. Deci, când progresăm în meditație, deja la nivelul 5, încep să apară senzații de plăcere. Încălcarea jurământului se face atunci când credem că această plăcere este scopul meditației și începem să ne atașăm de ea. După care ne așezăm să medităm pentru a ajunge la această plăcere. Nu plăcerea este obiectivul meditației. Plăcerea este un efect secundar de dorit. Ne putem bucura de ea, dar să nu ne atașăm de ea, pentru că plăcerea poate trece. Și asta este în funcție de karma pe care o avem. Este adevărat că plăcerea ne ajută să perseverăm în meditație, ceea ce este un lucru minunat, dar nu plăcerea este scopul nostru în meditație. Dacă medităm în scopul de a obține plăcere și rămânem aici, ne creăm suferință. De ce? Pentru că dacă ajungem la această plăcere, vom arde karma bună. Și fiți atenți ce vi se spun. Plăcerea este o karma bună care s-a maturizat. Acum că am folosit-o, ea s-a dus. Dacă ne-am oprit aici, suferința viitoare va fi și mai mare. Așadar, înțelepciunea este să ne folosim de plăcere pentru a continua să medităm până când vom percepe direct vacuitatea. Nu ne oprim din a progresa în meditație și vom face asta de dragul tuturor ființelor. Unii oameni care practică intens meditația
ajung la un stadiu de concentrare foarte ridicat în care apare plăcerea și cred că sunt deja în nirvana. Ei nu continuă să studieze vacuitatea, nu continuă meditațiile asupra vacuității care sunt esențiale pentru perceperea directă a vacuității. Ei devin atât de atașați de senzațiile de plăcere încât își opresc practica spirituală în acest stadiu și continuă să facă numai asta. Fapt care le vor provoca mari suferințe. Orice plăcere pe care o simțim este samsarică. Orice plăcere este rodirea karmei bune și va provoca ulterior suferință. O folosim, ne bucurăm de ea și asta ne va aduce suferință. E un fel de paradox, ni se spun. Dar aceasta este natura samsari. Aceasta este natura lucrurilor care provin din karma. Ele sunt perisabile. Plăcerea care vine din karma este perisabilă. Și cu cât ele sunt mai satisfăcătoare, cu atât ne ardem karma bună. De aceea nu dorim să fim în sine consumatori de plăcere, oricare ar fi ea. Nu este nimic rău în plăcere, ci dorim să o mobilizăm pentru a ajunge la iluminare, să ajungem în situația în care să putem suferi transformări și să fim de ajutor pentru toți ceilalți. Uitați-vă de câte ori vi se spune, facem toate aceste lucruri ca să putem să-i ajutăm pe toți ceilalți. Așa trebuie să fie practica spirituală bună și pură. Învățătorul ne va instrui să ne folosim de lucrurile care vin în viața noastră pentru a putea transcende, pentru a atinge perfecțiunea înțelepciunii, pentru a percepe vacuitatea, pentru a obține bodhicitta și pentru a deveni o binecuvântare pentru toate ființele. Atașamentul de plăcere provoacă daune. Plăcerea temporară arde karma, karma minunată de a obține plăcerea supremă, extazul. Orgasmul este karma extraordinară și dacă asta e tot ceea ce putem face cu ea, ne bucurăm, e adevărat. Ne-am săpat groapa. Practica spirituală este de a transforma aceste lucruri pentru a putea aduce binecuvântare umanității. Deci, din nou, spunem că nu este nimic rău în plăcere. Ceea ce dăunează este atunci când facem din ea o plăcere samsarică. Dar o putem dedica pentru că există plăceri cu mult mai mari. Mi se spun că plăcerea lui Buddha, nu putem să comparăm, putem să știm câtă plăcere are Buddha. Dacă apare ceva bun în viața noastră care ne face o plăcere, un budist ne va întreba întotdeauna de unde vine plăcerea. El vine pentru că în mod sigur am făcut ceva bun în trecut, iar acum karma a dat rod. Dacă acum suntem singurii consumatori al acesteia, s-a terminat. Am plantat, am cules, s-a terminat. Dar dacă ne aflăm pe calea spre iluminare, o mobilizăm. Vom spune, aha, asta a venit pentru că am semănat karma bună, acum mă voi folosi de ea pentru a continua să semăn karma bună. Bodhisattva urăște să-și consume karma bună fără să o refacă. Întotdeauna el dorește să o dea mai departe. Vom descrie acest lucru în lecția următoare, care va apare într-un alt jurământ. Mergem mai departe. Rămânem aici. Infracțiuni împotriva perfecțiunii înțelepciunii. 27. A crede că un budist, ca un bodhisattva nu are nevoie de a practica calea Hinayana. Nu are nevoie de practica că e Hinayana. Am crezut că am scris greșit. Numărul 27 ne este familiar pentru că am vorbit anterior despre această problemă în jurământul a respinge Hinayana. Adică să-i spunem unui bodhisattva, tu nu ai nevoie de practica Hinayana pentru că ești un bodhisattva sau pentru că tu practici acum Mahayana. Sau să-i spunem,
Doar ascultătorii sau cei din Hinayana trebuie să practice Hinaya. Nu este corect să spunem aceste lucruri, pentru că un bodhisattva trebuie să facă practicile căii Hinayana. După cum v-am spus, practicanții căii Hinayana și Mahayana au practici comune. El nu va reuși să practice Mahayana dacă nu practică și Hinayana. Am avut un jurământ de bază care spunea să nu criticăm calea ascultătorilor. Care este diferența? Diferența este că aici nu respingem complet calea Hinayana, dar spunem că ea nu este pentru bodhisattva. Încălcarea jurământului de bază este atunci când cineva spune despre calea Hinayana că ea nu dă rezultat. Acest jurământ este un pic diferit în sensul că nu desconsiderăm complet calea Hinayana, ci doar spunem că bodhisattva nu are nevoie de ea. De aceea, acest jurământ este secundar, pentru că nu este un lucru corect ce spune. 28. A ne concentra pe Hinayana în timp ce învățătura Mahayana ne este disponibilă, ne stă la dispoziție. Dacă în jurământul 27 îi se spune unui bodhisattva care practică Mahayana că nu are nevoie de practica Hinayana, în jurământul 28, noi înșine suntem un bodhisattva. Dacă există profesori care ne predau Mahayana și de asemenea există scrieri Mahayana care ne stau la dispoziție, și cu toate acestea noi ne concentrăm doar pe practica Hinayana sau studiem Hinayana, am încălcat jurământul. Se spune că cele două jurământe se completează unul pe altul. Primul spune, bodhisattva nu trebuie să desconsidere Hinayana, iar celălalt spune că nu trebuie să se concentreze exclusiv pe ea. Bodhisattva este cel care practică calea Mahayana. Dar nu asta este definiția tehnică. Definiția tehnică este că persoana devine bodhisattva după ce a dobândit deja bodhicitta. Dar aici se trece puțin cu vederea peste acest fapt. 29. A investi efort exclusiv în studierea materialelor non-budiste atunci când dharma ne este disponibil. Jurământul 29 se îndepărtează puțin. Aici nu comparăm Mahayana cu Hinayana. Aici se spune că dacă avem la dispoziție studiile și textele budiste și în schimb investim efort exclusiv în alte scrieri, atunci am încălcat acest jurământ. Cu alte cuvinte, dacă suntem deja disponibili pentru aceste lucruri, dacă suntem aici și le auzim, asta înseamnă că avem karma să întâlnim aceste lucruri, iar noi, în mod conștient, alegem să ne implicăm în alte lucruri. Acest fapt ne va împiedica să ajungem la iluminare de a salva ființele din suferință. De aceea este o încălcare. Datorită faptului că timpul nostru este limitat, nu îl putem risipi făcând lucruri parțiale sau care ne îndepărtează de pe cale. Dacă am fost deja expuși la toate acestea, atunci va trebui să ne îndreptăm spre ceva puternic și suprem. Ni se spune, investiți-vă eforturile în ceea ce vă scoate din suferință cât mai repede, pentru că toate ființele din univers vă așteaptă. Frumos, nu? Ne așteaptă toate ființele. 30. A ne atașa de scrieri non-budiste atunci când apare o situație care justifică petrecerea timpului cu acestea. Acest jurământ spune că dacă se creează o situație în care ar trebui să depunem eforturi în scrierile non-budiste, de exemplu, dacă trebuie să ne pregătim pentru o anume activitate care implică citirea unor materiale sau studierea altor texte, dacă facem asta și ne atașăm de ele, și ca urmare abandonăm scrierile Mahayana, am încălcat jurământul. Cu alte cuvinte, în timp ce studiem textele non-budiste, abandonăm lucrul suprem și trecem la altul secundar. Atunci am comis infracțiune. Situații de excepție.
În situația în care un bodhisattva este foarte inteligent, are gândirea rapidă, o memorie foarte bună și are deja o credință foarte fermă în calea Mahayana, chiar dacă el va fi absorbit puțin și de alte lucruri non-budiste, nu va exista niciun pericol ca ele să-l atragă. Ar trebui să fie un bodhisattva care să înțeleagă bine scripturile. Și în cazul în care va trebui să se angajeze și în alte scrieri, va trebui să petreacă, vi se spune, cel puțin de două ori mai mult cu scrierele budiste și maia. Scopul acestui jurământ nu este să respingă și, nu este să respingă și alte căi, ci dacă am fost deja expuși la această cale, care este singura și sigura spre iluminare, atunci ar trebui să mergem spre, nu ar trebui să mergem spre lucruri parțiale. Exemple, Matthieu Ricard, scriitor francez, fotograf, traducător și călugăr budist, se folosește de mijloace iscusite pentru a vorbi unui public care nu este budist. Pe de altă parte, este un om de știință, așa că folosește acest fundal propriu pentru a ajunge să le vorbească oamenilor pe înțelesul lor. Geshe Michael se folosește de cunoașterea pe care a dobândit-o în afaceri și organizează cursuri de afaceri. Cursurile despre afaceri nu sunt nici Mahayana și nici măcar Dharma, este samsara. Dacă îi citim însă cărțile sau îi ascultăm cursurile, el aduce Dharma oamenilor așa cum li se potrivește. Este abilitatea lui Geshe-la. Asta înseamnă să fie un bodhisattva înalt. Geshe-la a lucrat timp de 15 ani în afacerile cu diamante, dar nu pentru că a avut o atracție materială față de diamante, ci datorită sensului lor dharmic. Îl numim Vajrayana sau calea de diamant sau sutra tăietorului de diamant. În studiile Lamrim am comparat calea spirituală cu o mașină. Pentru ca mașina să fie condusă, nu este suficientă să aibă doar roți, volan sau motor. Toate piesele trebuie să fie puse în ordine corectă. Dacă nu sunt într-o ordine corectă, mașina nu merge. Calea spirituală trebuie să fie completă. Ea trebuie să conțină toate elementele și în ordinea corectă. Calea Mahayana s-a dovedit corectă prin generațiile de practicanți care au ajuns la iluminare. Ea a fost curățată de denaturările apărute de-a lungul veacurilor și este o tradiție autentică deja de mii de ani. Și pentru că viețile noastre sunt scurte, nu putem fi cobaiul de laborator pentru diversele căi pe care le inventează oamenii și care nu au fost încă dovedite. Noi nu știm ce este iluminare, iar cineva ne promite marea cusare. De unde știm că acest drum va funcționa? Cum vom ști că va funcționa? Deoarece viața noastră este scurtă, trebuie să ne bazăm pe o cale autentică, care a fost verificată și care provine din surse certificate pe o linie de învățători buni. Și dacă tot ne-am expus acestor învățături, ar fi păcat să ne pierdem calea. A fugit după alte lucruri poate fi o ispită pentru o satisfacție rapidă, în timp ce pentru a ajunge la fericirea supremă pe care o aduce Dharma, trebuie să o analizăm în profunzime înainte ca ea să dea roadă. Ken Rinpoche spunea, un elev Dharma serios trebuie să fie gata să muncească puțin, să străbată deșertul pentru a ajunge în țara făgăduinței. Fără îndoială, trebuie muncit. Iar lucrul promis este atât de uimitor, iar drumul este dovedit și funcționează 100%. Asta vi se spune. 31. A critica calea Mahayana. Ne aflăm în continuare în grupa de încălcări a jurămintelor legate de perfecțiunea înțelepciunii. Patru modalități de a comite această infracțiune. Aici este vorba despre scrierile Mahayana. Atunci când ne-a căzut în mână o carte despre Mahayana,
Suntem interesați de ea și o citim, după care spunem. 1. Ok, această parte nu este chiar așa de importantă. Sau această parte nu este corectă. Odată ce am spus asta, am comis infracțiunea. De ce? Pentru că nu avem pramana. Nu avem percepția corectă, nu știm cu adevărat. Și dacă o entitate care a scris acest text, un text anume, a decis că el este important, atunci este important. Și dacă nu înțelegem încă de ce este important, atunci va trebui să acționăm cu modestie. Putem spune, ok, încă nu înțeleg de ce este important, am să merg să clarific. Dar în niciun caz nu spunem această parte nu este importantă. 2. A doua modalitate de a încălca acest jurământ este de a spune, partea asta nu este atât de bine scrisă. 3. Spunem, acest autor nu este atât de reușit. 4. Spunem, partea asta a cărții nu aduce nimănui vreun beneficiu. Acestea sunt diferitele modalități de a minimaliza scrierile Mahayana. Acestea sunt semințe karmice grele pentru că karma se intensifică. Și dacă facem asta puțin și din bună credință, semințele vor deveni copaci mari. Mai târziu va veni momentul în care vom subestima Mahayana în totalitate, ceea ce este un mare păcat pentru că ne vom pierde calea spre iluminare. Lordul Maitreya spune, nu subestima niciodată. Niciodată. În budism suntem mereu încurajați să ne clarificăm îndoielile și să nu acceptăm lucrurile orbești. Iar dacă nu înțelegem ceva acum, să nu estimăm doar pentru că nu l-am înțeles. Luăm decizia de a clarifica ceea ce nu am înțeles. Vom pune deoparte ceea ce nu am înțeles și ne vom îngriji să aflăm mai multe. Uneori profesorul ne va spune, va veni timpul și îți va fi clar. De aceea este bine să ne bazăm câteodată și pe profesor. 32. A ne lăuda pe noi înșine sau a-i condamna pe ceilalți din mândrie, mânie sau respectul de sine. Deci încălcarea jurământului secundar 32 este când ne lăudăm pe noi înșine sau îi criticăm pe ceilalți. Dacă motivația jurământului de bază, mai țineți minte, a fost dorința de a obține respect sau lucruri materiale, aici motivația este mândria sau mânia plus respectul de sine. Respectul de sine aici are sensul de a avea reputație ca oamenii să vorbească despre mine. Mândria este diferită, este în sensul că mă mândresc cu mine însă. Care sunt situațiile de excepție? Deci aici mă mândresc cu mine, da? Am lăudat pe mine. Când avem nevoie să ne lăudăm pe noi înșine sau să criticăm pe cineva? Dacă cineva difuzează opinii care înșală oamenii, atunci va trebui să-l dezaprobăm. Sau dacă vrem să-i dăm cuiva o lecție și este în regulă să ne lăudăm, câteodată este bine să ne lăudăm pentru a atrage elevii, având intenția sinceră, asta facem cu intenția sinceră de a ajuta oameni, este în regulă să înștiințăm publicul despre următoarele lecții pe care vrem să le predăm și așa mai departe, pentru a atrage oamenii să vină. Este în regulă să ne îmbrăcăm frumos pentru ca oamenii să dorească să vină să ne vadă. Un bodhisattva este cu totul diferit de cel din Hinayana. Practicantul Hinayana va căuta modestia, va sta departe de orice fel de înfrumusețat. Nu vrea să fie distras de nimic, vrea să iasă repede din samsara. Bodhisattva își dorește și el asta, dar vrea să ia și pe toți ceilalți cu el. De aceea va căuta să fie atractiv pentru ceilalți. El va căuta să dobândească abilități teatrale, de exemplu, dacă îi va putea îmbunătăți capacitatea de prelegere și lucruri de genul acesta. Deci, mintea unui bodhisattva este diferită de mintea unui practicant Hinayana. 33. A nu merge la o lecție de Dharma din lene sau mândrie. Cazuri de excepție. Care este scuza de a nu merge la o lecție de Dharma?
Dacă suntem foarte bolnavi, dacă nu suntem disponibili, și aici trebuie să fim atenți, dacă suntem deja maestri în studie, dacă bănuiți că această lecție provine din surse inexacte, dar, adică nu este de încredere, dacă ne aflăm în retreat profund, atunci nu vom ieși din el pentru a merge la o lecție de Dharma, sau dacă credem că lama nu ar fi de acord să mergem la lecție. Dacă lamei nu-i place acest lucru, atunci nu vom merge. De exemplu, dacă după părerea noastră lama crede că această lecție ne va deruta mai mult, deoarece subiectul ei provine dintr-o altă tradiție sau este prea avansat, atunci va trebui să fim circumspecți. Căi diferite de a ajunge în vârful muntelui. Lama Dvora povestește, am un prieten grozav pe nume venerabilul Punțoc. Iar într-o zi s-a dus la Dharamsala când Dalai Lama preda o serie de învățături. Dalai Lama este considerat de tibetan drept liderul spiritual al tuturor curentelor budiste. Odată pe an, timp de 3 zile, Dalai Lama predă 3 zile predă Nyingma, 3 zile Sakya, 3 zile Kagyu și 3 zile Gelugpa, cu pauze între ele. Lama Dvora spune, nu știu dacă sunt 3 zile sau câteva zile, nu știu exact. El transmite învățătura câteva zile cu o pauză între ele. Venerabilul Punțoc, care este un călugăr minunat și iubește Dharma foarte mult, a luat parte la toate învățăturile. Și îl aud pe Ken Rinpoche, asta spune, povestește Lama Dvora. Și îl aud pe Ken Rinpoche întorcându-se către el și întrebând, ei bine, te-ai spălat? Atunci, Ken Rinpoche vede că stăm și nu înțelegem gluma, ne spune, Dalai Lama este liderul tuturor curentelor, așa că este potrivit și bine să dea învățături despre toate curentele. Dar dacă practicați, dacă practicați un anume lama, trebuie să-i urmați instrucțiunile lui. Altfel, nu veți ajunge nicăieri. Deci, lama l-a trimis să se spele pentru că a comis o infracțiune. El nu și-a întrebat lama, s-a dus și s-a dus la aceste învățături. Iar acum lama i-a spus în glumă. Punțoc și-a luat lama foarte în serios și și-a petrecut o jumătate de zi în baie. Lama Dvora spune că în limba tibetană Punțoc înseamnă excepțional și se pare că acel călugăr era excepțional, acel venerabil. Într-adevăr, un om excepțional. Dacă vrem să ajungem în vârful muntelui, putem ajunge ori de la vest, sau de la est, sau de la sud, sau de la nord. Dar dacă ne deplasăm mereu de la nord la sud și de la est la vest, nu vom ajunge niciodată în vârf. Toate căile sunt minunate și toate sunt bune. Ken Rinpoche le compară cu supe diferite, fiecare dintre ele este delicioasă, dar nu și dacă le și amestecăm. Altădată, aceste căi sunt comparate cu medicamentele. Fiecare cale este un remediu pentru o anume boală sau leacul suprem pentru boală. Dar atunci când sunt amestecate între ele, ele pot ucide. Dacă avem un lama, la un moment dat, va trebui să-i urmăm sfatul. Și ultimul jurământ din seara asta, 34, a ne concentra pe aspectele exterioare și nu pe învățătura însăși. Jurământul 34 este de a ne concentra pe ulcior și nu pe ceea ce este în el. Adică, se referă la situația în care suntem într-o lecție de Dharma și ne concentrăm pe aspectul profesorului sau pe modul lui de exprimare, în loc să ne concentrăm pe lecția în sine, pe conținutul care ne este transmis. Sau tot felul de modalități în care criticăm aspectul profesorului. Lama Dvora povestește. Mă aflam odată la ora de studiu cu Ken Rinpoche și m-am așezat lângă cineva și mi-a spus, uite-te, nu are tonus muscular. El vine, Lama Dvora spune, el vine la cel mai mare maestru din lume și spune, nu are tonus muscular. Pe scurt, asta înseamnă să te concentrezi pe ulcior și nu pe ceea ce este în el. Ok. 3 ore jumate de curs.
Mă bucur că am terminat. Să încheiem lecția și atunci mai stăm de vorbă. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandaraka Miniataya. Dedicați această lecție, acest timp prețios. Dedicați celui care știți că suferă sau se află necaz. Dedicați. Numai așa puteți să schimbați karma. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime, ce numai din cele două se împăptăiesc.